Salutare, eu sunt Mati Danco, iar astăzi vom face un vlog în minunata natură, alături de cameramanul meu, Niț. Da, cum v-am obișnuit. Da, și astăzi vom face post challenge. Sigur ați auzit de acest vlog. Telecomanda. Băi, am făcut acum câteva minute un vlog pentru Niț, adică am făcut eu pentru el post challenge și acum mi-e frică că Mica se răzbună. Te răzbun pe mine? Poate, cine știe. Da, îl vedeți voi acolo. Înainte să încep acest vlog, v-aș ruga să apăsați pe plănele și pe butonul de subscribe, să sângeți și noi acolo 100 de abonați. Și aveți și canalul Niț în descriere, abonați-vă, intrați și la el, dați un like și un subscribe și hai să începem. Mergi tu, că eu mai stau puțin pe aici. Că mi-a zis mama să iau ceva. Ce să iei, mă? De la magazin. E aproape, la 5 pași. Hai că vezi tu pe aici, bine? Da, hai, da. Deci aparent l-am păcălit, nici nu-și dă seama ce l-așteaptă. Avem aici telecomanda frumos. Vine. Ce ai făcut, mă? Mi-a zis să nu mai merg, că am vorbit cu ea. Pauză. Ne vedem data viitoare. Hai, bă, frate, bă. Îl lăsăm acolo? Hai, bă. Pe bune. Treci, bă. Ne vedem mai târziu. Hai, bă. Treci, bă. Vino, bă. Suntem în fața unei mașini. Vedeți? Nu știu dacă l-ați văzut, dar nu vrea să mă vadă. Cred că știe că-s aici. Hai, mă, să-i dăm un start ca să nu fim răi. Te-ai plictisit? Da. Start. Da. Te distrug. Află lumea că-și bătăuși. Da, sunt bătăuși pentru un... Da. Hai să mai mergem și în alte părți. Hai, pe după loc. Da, băi, și asta a fost a prima dată. Eu și cu Nici, cu Chip și cu Tudi. Așa, așa în premieră. Tudi este noul membru. Noul membru din Freeze Gang, este și el un băiat la fel ca noi, care și-a făcut și el canal de YouTube. Și foarte șmecher. A început acum vreo 2-3 zile să-și facă canal de YouTube. Și v-aș ruga să vă duceți și le să apăsați pe tunele și să subscribe. Și avem cea mai mare surpriză pentru voi. Și avem cea mai mare surpriză pentru voi, băi. Scoatem o piesă forță. Nu vă zicem. Alături de niște oameni forță. Deci, da, vă așteptăm acolo frumos. A trecut un pe lângă noi. Bă, să deci vedeți cum s-o uitat nu, la noi. Deci, nu știu, eu vreau să clarific o chestie. Când trece un băiat pe lângă mine sau nu orice om pe lângă mine și când eu filmez, deci nu știu, mă iau toți fiorii când mă vede că filmez. Deci mă iau toți fiorii, deci mă jur, deci mi-e frică de mor. Da. Nașpa, chiar nașpa. Și da, scoatem o piesă forță alături de niște oameni. De asta cred că trebuie să pun o pauză. Ne revedem la următorul vlog. Mati Danco. Bă, mi-e frig! Păcat că ai ceva de așteptat. Hai, bă, frate! Bă, la... Ia uite-l, mă, pe băiat. Îngheți? Treci în coan! Hai, bă! Ne mai plimbăm și noi puțin pe aici. Îi dăm și noi un start, că n-avem cum să lăsăm acolo. Strigă după mine. Ia să vi-l arăt. Hai, mă, să-i dăm și noi o pauză. Ce faci? Start. Mă, vin aici lângă mine. Da. Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult. Cum a fost? Șmecher, n-ai ce știut. Chiar da. Da. E, ai avut o experiență mișto. Da, foarte mișto. Ce să zici? Da. Hai că da.
Ce vrei să mai facem? Nu știu. Te rog, îmi pune pauză. Păcat. Pauză. Bă, măcar nu pleca, mă! Bă, hai, bă, gata, eu stau aici. Bine, mă, stau eu și lângă tine ca să nu te superi. A, îți mulțumesc, ești un drăguț. Deocamdată. Oh, bai. Când zice nici deocamdată, nu vrei să vă, nu vrei să știi ce se referă. Se referă că ori se întâmplă, ori nu se întâmplă. Adică e ceva tipic, nu e... Și când v-am obișnuit și v-am zis în continuu, oamenii se uită foarte ciudat la noi și se aud mașini în continuu și nu știu dacă ne auzim. Îmi pare rău. Măcar nu pleca. Măcar nu pleca. Măcar mai ești un pause challenge. Ce mai zici? Bine! E foarte, foarte să stai afară. Pune și noi subtitări dacă nu te auzi? Apoi nu știu. Bă, pe cameră parcă ești foarte îndepărtat. Da. Hai, bă, hai mă, start. Bă, vine ce le fac, omule. Păliști. Știi că o să-ți dau pauză ce ne-ai zis mai târziu? Da, știu, păi de asta se cheamă vlog, atunci de ce să mai cheamă. Bă, dar ești, băi, pe bine, era un om. Mai mulți oameni erau. Bă, nu pot să... Nu pot să cred așa. Și am abia angajat, zi. Ne-am angajat și cameraman. Se uită niște fete. Se uită niște fete la noi. Se uită niște fete la noi. Nu m-a să uită foarte puta la mine. Crezi că avea fața asta. Avea fața asta, gen. Da, avem și acolo un semn foarte grafic. Specific pentru vlog, populația română în graffiti. Și da, băi băieți, aici o să închei și acest vlog. A pornit și o mașină, ce să faci? Aia e. A, cam atât a fost cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să-mi dați un share pe Instagram, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Eu am fost Mati Dancuier, ca întotdeauna, nu e o vreodată, dă-te câtele, pa, pa!